Salmul 102, dacă am fost noi atenți, este o rugăciune și cântările care s-au cântat ne îndeamnă la rugăciune. Și în Salmul 102 spune rugăciunea unui om nenorocit. Au fost, sunt și vor fi și oameni care trec prin suferințe grele. Din ce pricină? Pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu și pentru că s-au abătut din calea lui Dumnezeu. Mă uitam cu această pandemie care a fost și mai este încă, nu s-au ridicat în lumea aceasta conducătorii țărilor sau măcar oamenii care se numesc preasfinți. Auzim de preasfântul cu tare, de preasfântul cu tare, dar nu vedem pe niciunii venind înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, noi am păcătuit, iartă-ne, Doamne, și ridică această nenorocită boală care este în lumea întreagă. Și Dumnezeu spune că dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va întoarce de la calea lui cea rea, îi voi vindeca țara. Parcă nu se vede, parcă vrăjmașul împotrivă aduce groază și spune: nu mai vă duceți, mă, nu vă mai duceți, vă puteți îmbolnăvi. Păi ce credeți, că atâta lume a fost la adunare de s-a îmbolnăvit? Nu. Microbul zboară peste tot. Când e să-l iei, îl iei. Frații mei, mă gândeam la omul acesta care se ruga la Dumnezeu în nenorocirea lui. Și ne aducem noi aminte când, din pricina neascultării de Dumnezeu, poporul evreu s-au abătut, s-au închinat la idoli. Și Domnul a îngăduit să ajungă robi în Egipt. Mă gândeam ce stare de groază când, cum spunem noi astăzi, maestrii sau șefii de echipă erau dintre ei, dintre evrei. Și dacă nu făceai numărul de cărămizi, te bătea fratele tău. Că dacă nu te bătea să faci numărul, la el bătai. Și spune că strigătul lor a ajuns până la Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis pe Moise și Aron și i-a scăpat. Haideți să mai citim din cuvântul Domnului de la Marcu, capitolul 5, versetul 21. Și aici vom vedea că este vorba de un mare om al religiei care
A întrebuințat el tot ce a putut întrebuința, să-și scape fiica și n-a putut, și după aceea a trebuit să vină la Domnul Iisus. Și aici spune așa, după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui, el stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era și o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Banca era mai rău. A auzit, vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de hainele mele? El se uita de jur împrejur ca să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii și îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașul sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră. Și a intrat acolo unde zăcea copila, a apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, spun. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Iată aici un om, ascultam un mare lucrător al lui Dumnezeu care spunea că un fruntaș al Evangheliei pe vremea aceea era egal cum ar fi un primar de oraș. Și ne dăm noi seama ce relații poate să aibă un primar al unui oraș. Câți medici cunoscuți, ce intervenții, ce cu toate a încercat omul. Era fruntașul religiei, cum ar fi preasfințitul Daniel, nu? A încercat omul cu religia lui, cu relațiile lui, să-și salveze copilul.
să ai o fată de 12 ani și când vii într-o zi acasă, să vezi că nimeni nu te poate ajuta cu toate relațiile tale, cu toată religia ta, atunci și-a zis, pentru că noi știm că fruntașii sinagogii nu îl iubeau pe Domnul Iisus în vremea aceea, deși auzise câte minuni, câte semne făcea Mântuitorul, da, a venit un atunci pentru omul acesta. Și frații mei, va veni un atunci pentru fiecare om de pe pământul acesta. Pentru că scrie în Sfânta Carte, în Biblie, că toți oamenii, toți, se vor împățișa înaintea Domnului Iisus Hristos când va veni, așa cum spune crezul creștin, ca să judece vii și morții. Pentru că morții vor învia nesupuși putrezirii. Și cei credincioși care l-au primit pe Domnul Iisus când va veni El pe nori, vor fi schimbați. Și așa vom ajunge să fim totdeauna cu Domnul. Iată că vine și peste omul acesta, acest necaz, așa cum am auzit rugăciunea acelui om nenorocit, care striga către Dumnezeu. Ce dragoste! Cât de mare iubire a arătat Domnul Iisus pentru toți oamenii. Domnul Iisus putea să-i spună, mă, acum vii la mine, voi care puneți la cale să mă omorâți. Domnul Iisus știa ce lucra ei împotriva lui. Nu! Nu-i spune nimic. Când a venit, nu mai avea timp să facă nici măcar o introducere. Ne aducem aminte de Nicodim, nu? Un alt învățător al legii. Ăsta face o introducere frumoasă. Învățătorule, știm, auzi eu, că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Învățătorule, știm noi, cărturarii, farisei, știm că nimeni n-ar putea să facă minunile astea care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Știam. Cu toate acestea, nu-l iubeau pe Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus arată acestui om cea mai mare dragoste. De aceea a putut să spună Domnul Iisus, ați auzit că s-a zis în vechime, când era legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, rană pentru rană și vânătaie pentru vânătaie. Și Domnul Iisus a zis, ați auzit că s-a zis așa, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și vă asopresc, vă prigonesc. Și el zice, Domnul Iisus, când omul acesta nu mai face nicio introducere, pentru că era așa de urgentă situația, el vine să aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune, fetița mea, trage să moară.
Nu mai am nicio speranță, Doamne! Fetița mea trage să moară! Vino, depune-ți mâinile peste ea, să se facă sănătoasă și să trăiască! Dar tocmai când Domnul Iisus a plecat către casa lui Iair, populație multă, gloată mare, mergea după Domnul Iisus cu mile, pentru că aveau nevoie de El. Aici se vede că omul, și în zilele noastre, cât are de toate, cât e bine, sănătos, ce Dumnezeu? Are el treabă cu Dumnezeu. Dar când vine încercarea, am trecut puțin și până la spitalul ăsta de COVID. Și ca să vii pe picioarele tale, medic în puterea vârstei, și să ajungi din cauza suferinței la disperare și să spui, nu mai pot, mă arunc de la etaj. Dar omul acesta în disperarea lui a găsit calea care putea să salveze situația. Ar fi dorit, cred că, să zboare dacă s-ar fi putut, să zboare mai repede ca să nu moare fata lui. Dar ca o barieră a apărut în drum, ați văzut dumneavoastră, tocmai când te grăbești să ajungi știu eu unde, așa, vine barieră. Și stai, frate, că n-ai ce face la barieră până se ridică bariera. Ca o barieră a venit femeia aceasta bolnavă de 12 ani. Cheltuise nu o parte din averea ei, cheltuise și dăduse la doctor tot ce a avut și în loc să se facă sănătoasă era mai rău. Și atunci a auzit. Credința vine în urma auzirii. Ce a auzit ea? Că există un mântuitor care poate să o vindece. Și s-a dus cu necazul ei, așa cum am auzit în rugăciunea care s-a citit din Psalmul 102, s-a dus cu necazul ei. Cum s-o fi strecurat? Cred că foarte greu. Foarte greu. Dar nevoia ei a făcut-o să se strecoare pentru că ea auzise de minunile care îl făcea Domnul Iisus și a zis, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Ce treabă avea haina cu vindecarea? N-avea nicio treabă. Credința ei avea treabă cu vindecare. Ea a crezut asta în inima ei și a zis, dacă eu ajung și mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Și Dumnezeu a ajutat-o să ajungă, s-a atins de haina Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, și s-a vindecat. Și când Domnul Iisus a întrebat, cine? Cine s-a atins de mine? Că am simțit că a ieșit din mine o putere, numai din El, din Domnul Iisus, poate să iasă puterea iertării păcatelor. Din jertfa sa de la Golgota, poate să iasă această putere să primești mântuirea, să fii iertat de toate
toate păcatele tale, cât de multe le-ai făcut. Și iată că femeia vine înaintea Domnului, să pleacă înaintea lui și îi spune, eu am făcut asta. Eu sunt asta. Asta e situația mea, am cheltuit tot ce aveam. Și mi-era mai rău. Și Domnul Iisus îi spune, fiică, credința ta te-a mântuit. Oameni buni, dacă oamenii ar crede, ar veni la Domnul Hristos, ar mărturisi păcatele, pentru că nimeni altul nu este iertare, nu este niciun alt nume dat oamenilor în care ar putea să fie mântuiți. În afară de credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și El este plin de dragoste și în zilele noastre spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, așa cum sunteți plini de păcat, veniți la mine să căpătați iertare, să căpătați mântuire, să căpătați viață veșnică. Sigur că Iair, omul acesta, fruntașul sinagogii, aștepta ca Domnul Iisus să termine cu femeia aceasta, să meargă mai repede, pentru că fiica lui trăgea să moară. Dar tocmai atunci a venit cineva de la casa lui și a spus, Iair, n-are rost să mai superi pe învățătorul. Fata ta a murit pentru cel mai supere. Ca oricare altul, nu? Când ai auzit asta, îți vine să o iei la fugă. Și Domnul Iisus spune, nu, nu, nu te teme. Și în altă parte spune că cel care se încrede în Dumnezeu nu se teme de vești rele. A venit la mine un vecin, noaptea, m-a strigat, nu mai țin minte cât era ora, cum era, poate trecut de miezul nopții, am ieșit afară și mi-a spus să mă duc la fratele meu, care era vecin cu mine, du-te dumneata și spune-i că a murit Petrișor. Tata lui Petruț, într-un accident. Eu nu pot să spun o veste așa rea, mi-a zis vecinul. M-am dus, l-am strigat pe fratele meu, l-am întrebat ce mașină avea Petrișor, ce număr avea. Și i-am spus, hai să mergem să vedem că s-a întâmplat un accident. Și a fost groaznic, accidentul a fost mortal. E greu să te duci și să transmiți o veste de asta. Dar omul a venit și a spus. Și Domnul Iisus l-a încurajat pe Iair și a zis, nu te teme, nu fugi, vine necazul. Și noi, și poate și dumneavoastră ați trecut în necazuri. Eu am ajuns la a 12-a operație. Slavă Domnului! El a spus, eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și m-a scăpat din toate.
Slavă Domnului că au ajuns la casa acestui om care era disperat. Eu am trecut pe aici când ne-a murit primul băiat, așa, nu aveam mașină, nu era ca acum să dai telefon, nu era telefoane, te duci la primărie, era încuiat, trebuia. Era foarte greu pe vremea aceea și când am venit acasă, am găsit totuși un om care să mi-l ducă la spital, mama mea, era cu el în brațe și a zis, unde-l mai duceți, mă? Unde-l mai duceți? Nu vedeți că l-a luat Domnul acasă? Sigur că e greu când treci pe aici. Am plâns, că nu poți să nu plângi, dar era al doilea copil al nostru. Sigur că nu știm dacă a mai avut Iair un alt copil, numai de fata asta spune, de 12 ani. Și când s-a dus acolo, ce a găsit? A găsit zarvă. Zarva. De câte ori nu vine zarva și în adunări, și mai ales în familii, și mai ales în familii tinere, poate și în vârstă, vine zarva. Dar e bine, frații mei, atunci când observăm că cel rău a adus zarva în casa noastră, să nu ne luăm la ceartă cu bărbatul sau cu nevasta, sau tu ești de vină. Aia zice, tu ești de vină. Și zarva se face mai mare. Nu. E bine să mergem în odaia alăturată, să punem genunchii jos și să-L chemăm pe Domnul Iisus. Pentru că atunci când a venit Domnul Iisus, aici în casa asta unde era groaza morții, unde era zarvă mare, Domnul Iisus a dat zarva afară. Și spunea un frate medic din Timișoara, o întâmplare în zona lor acolo, cu doi tineri care s-au căsătorit, cunoșteau calea Domnului, dar încet, încet, bărbatul acela s-a apucat de băutură. Și după ce i-a născut nevasta, o fetiță, a întrebat legătura cu prietenii de băutură. Acum sunt și eu om, am și un copil și... A început să râdă colegii cu care mergea la băutură. Bă, te-a băgat nevasta sub papuc? Și pe tine, mă, pe mine! Și s-a apucat din nou de băutură. Și a îndurat, iată, femeia aia până la... avea fetița de 5 ani. Era mare. La 5 ani copilul știe toate. Și ajunseseră să nu mai aibă ce să mănânce din cauza băuturii și ce să dea de mâncare fetiții. Și cum satana nu este mulțumit cu atât, a venit la femeia aia tânără și i-a spus, păi tu ești fată frumoasă, fată tânără, du-te și descurcă-te, ești la stradă. Tu nu vezi că trebuie să aduci pâine la copil? Și a câștigat-o satana de partea lui și pe ea și el pleca la lucru și nu mai venea decât beat la miezul nopții și ea pleca în direcția ei. Și fata rămânea singură. Și spunea fratele ăsta, doctor de meserie,
Spuneam că fetița asta, în necazul ei, pleca pe stradă, plângând. Pleca pe stradă plângând. Și cine o mai cunoștea și cine mai avea milă, îi dădea câte o bucățică de pâine. Da. Dar într-o zi, cum mergea ea plângând așa cu capul în jos, a găsit ceva, a luat și a băgat în sânul ei și s-a întors acasă, plângând, nemâncată. La un moment dat a venit tasul și s-a dus și ea la tasul și a zis: tată, am găsit ceva, vreau să-ți spun ceva, tată. A început să o înjure și să zică: măta a plecat și n-a venit, n-a venit ce mânca și așa, era necazul pe nevasta acum. Și fetița a rămas plângând, a venit mama ei. Spunea omul ăsta lui Dumnezeu cu atâta dragoste lucrul ăsta și n-a venit mama ei, fetița s-a dus la mama. Și a spus: mamă, vreau să spun ceva. Și mama a zis: pleacă, lasă-mă, nu vezi că tatu a venit iar beat? Și fetița a spus: mamă, dar vreau să-ți arăt ceva. Vreau să-ți arăt ceva. Și mama a stat și s-a gândit și a zis: mă, omule, ce faci tu, faci tu. Ce fac eu, fac eu. Dar copilul ăsta e nevinovat. Vrea să ne arăte și el ceva. Și zice: hai, să arăte. Și fetița bagă mâna în sân și scoate din sân o copertă de carte creștină pe care era o fotografie cu doi părinți, un tată și o mamă, și cu o fetiță în genunchi la rugăciune. Și fetița spune: tată, ce-ar fi dacă tu ai fi omul acesta? Mamă, ce-ar fi dacă tu ai fi femeia aceasta? Și eu aș fi fetița aceasta. Și ca unii care știau că nu-i mai poate salva decât Domnul Iisus Hristos, au îngenunchiat împreună cu fetița și nu le-a mai trebuit altă evanghelizare, s-au întors la Dumnezeu. Sigur că aici vedem că Dumnezeu este acela care lucrează în felul lui și își face lucrarea în chip minunat. Așa cum Domnul Iisus n-a dat înapoi, a mers mai departe la omul despre care am citit, a intrat acolo în casa lui Iair, a dat zarv afară și a înviat fetița aceasta de 12 ani. Ce dragoste! Au rămas încremeniți, înmărmuriți, cum zicem noi. De ce? Pentru că acolo erau ăia care a scăldat-o, moartă. Erau acolo cei care au îmbrăcat-o, cei care au așezat-o în sicriu sau pe patul ei. Și Domnul Iisus spune: de ce faceți atâta zarvă? Fetița n-a murit, ci doarme. Iată că moartea înaintea lui Dumnezeu, pentru că în crezul creștin ortodox spune că Domnul Iisus era și este în continuare lumină din lumină, Dumnezeu adevărat,
din Dumnezeu adevărat. Sigur că El face lucrarea, o readuce la viață, pentru că El, Domnul Iisus, spusese: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Dumnezeu fără să îl primească pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, în loc să spună: spuneți voi la toată lumea, uite ce minune mare am făcut eu. Nu. Spune: tăceți. N-avea nevoie de reclamă Domnul Iisus. N-avea nevoie de laude Domnul Iisus. Pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. A murit pentru noi și pentru ale noastre păcate, dar a treia zi a înviat și după ce a stat de vorbă cu martorii săi care l-au văzut și într-adevăr apostolii spune: noi suntem martorii lui, că oamenii spuneau: a murit mă, dar n-a mai înviat. Și oamenii spuneau: noi suntem martorii lui, noi am mâncat împreună cu El după învierea Lui. Și avem scris în cuvântul lui Dumnezeu, s-a arătat deodată la peste 500 de frați, de martori. Deci nu poate nimeni să tăgăduiască învierea Domnului Hristos. Peste tot în lumea creștină se spune: Hristos a înviat! Și ceilalți răspunde: adevărat a înviat! Și slavă lui Dumnezeu că Domnul Iisus, după ce s-a adus ca jertfă la crucea de la Golgota, a treia zi a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru oamenii care încă nu cred că a murit și pentru ei. Domnul să ne ajute la toți să înțelegem că suntem pe pământul acesta, să producem multă zarvă, să producem multă suferință, dar să ne încredem în El, pentru că El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul vieții noastre. Să nu descurajăm. Orice s-ar întâmpla, creștinii de înaintea noastră și sunt și în zilele noastre creștini, tineri și tinere, și în țările musulmane unde îi omoară pe creștini. Spune: te lepezi de Iisus sau te sui acolo la spânzurătoare sau alte chinuri mai groaznice. Și spune: nu mă lepăd. Și în zilele noastre sunt oameni care mor pentru mărturia Domnului Iisus Hristos, pentru că au curajul să spună: El a murit pentru mine și a înviat a treia zi și acolo s-a dus să-mi pregătească un loc minunat. De aceea nu renunț la credința în El și Domnul să ne ajute la toți să facem așa.